Gata, punem ouăle la incubat. Le avem aici. Le-am păstrat timp de o zi la temperatura camerei. Cu vârful în jos. Da. Și acum le punem la incubat. Da, incubat, bravo. Punem ouăle la incubat. Oameni gospodari, vreau să vă iau într-o călătorie minunată alături de mine în timp ce incubez ouăle de rață, în timp ce le punem la acest incubator, tocmai ce l-am achiziționat, este pentru prima dată când pun în el. Iar eu am ales acest incubator pentru că este unul dintre cele mai bune de pe piață, dau un randament foarte bun la incubare și sunt foarte accesibile pentru orice gospodar, pentru uz casnic, dacă cineva vrea să scoată pentru el pui și nu numai, poate să scoți și mai mult pui decât ai tu nevoie într-un astfel de incubator. Sunt foarte practice, vin în mai multe variante, da, cu mai multe sau cu mai puține dotări, în funcție de ce te interesează pe tine cel mai mult. Dacă ai bănuți, dacă n-ai bănuți, poți să-ți permiți și tu, consider eu, un astfel de incubator. Dacă vrei cu întoarcere automată, cum este al meu, și vrei să salvezi timp, ai și această opțiune. Vine cu afișaj electronic, dacă dorești și acest lucru. Poți să ai doar întoarcere cu cheiță, unde sucești manual cu o cheiță dimineața și seara sau de 3 ori pe zi. Depinde cum alegi acest lucru. Poate să vină fără nicio dotare, să zic, decât să-ți încălzească incubatorul și să-ți ridice umiditatea și atât. Nu ai nici afișaj electronic, nu ai nici întoarcere automată sau semi-automată, ci doar le întorci tu cu mâna dimineața și seara. Acele sunt cele mai ieftine și, să zic, cele mai accesibile pentru orice gospodar. Cu cât mai ai cât o dotare sau alta, prețul se ridică, dar una peste alta sunt cele mai accesibile. Cele de la Cleo și cele de la Puișor, pentru că deja mai am un incubator de la Puișor cu care scot de vreo 3 ani de zile, chiar mai mult, 4 ani de zile, sunt foarte bune și acelea, deci Puișor și Cleo sunt incubatoare foarte bune. Eu le-am luat de pe Magnet Center și acolo găsiți toate modelele, da, și cele cu afișaj electronic sau automate și cele fără, adică și mai ieftine și mai scumpe, în funcție de posibilitățile fiecăruia. O să vă las și site-ul în comentarii. Acum, ca să nu mai stăm doar să vorbim, să și punem ouăle la incubat. Prima dată scoatem din priză, pentru că el este automat. Avem un cablu care duce și la un cablu care duce la motorașul de întoarce ouăle și unul care vine aici la ventilator. Da? Deci avem două cabluri. Deci s-ar putea să coste mai mult. Până acum a fost în priză, da? Nu știu dacă ați observat. Este foarte silențios acesta. Cel de la Puișor este un pic mai gălăgios, aș putea spune, decât el. Acum nu știu dacă doar pentru că este mai nou acesta sau așa sunt ele mai silențioase. Dăm capacul jos. Foarte interesant, are și capacul transparent. Ne putem uita prin capac să vedem ce fac ouăle acolo, mai ales când ies puii. Nu mai trebuie să deschizi toată ziua capacul, să te uiți ce fac puii înăuntru, câți au mai ieșit, care sunt ciocnite și așa mai departe, pentru că ești foarte tentat să faci lucrul acesta. Ei bine, așa, în modul ăsta, nu mai trebuie să dai capacul la o parte și să le răcești, să scoți umiditatea, să iasă umiditatea afară și așa mai departe. Am zis că este interesant și mă mir pentru că de obicei cei de la Cleo nu aveau și capac transparent, doar cei de la Puișor. Dar de data aceasta văd că s-au adaptat și cei de la Cleo. Avem aici 30 și ceva de ouă. Înainte le-am păstrat la un loc mai răcoros, așa, da? Undeva sub 18 grade să fie, dacă le ținem o săptămână. Dacă le ținem 2-3 săptămâni, e bine să fie chiar 10 grade acolo unde le depozităm, ca să țină și să stea cât mai bine, da?
Ouăle o să le iau, o să le pun în fiecare spațiu, orificiu din acesta special și eu am o cariocă la mine și le notez. Da? Și le putem nota, mai ales dacă le întoarcem manual, punem un D dimineața și S seara, dar le putem nota și în funcție de rasele pe care le avem și pe care le punem, da? Ca să știm care cum sunt, dacă vrem să notăm una sau alta. Ei bine, eu am și spălat aceste ouă, știu că din bătrân se cunoaște acest fapt, se știe că nu se spală ou, eu le spăl, dacă mai ales cele de rață care se murdăresc mai mult față de cele de găină sau dacă le-ai cumpărat din altă parte, să le dezinfectezi, se poartă acest lucru mai nou și este probat de mai multe persoane cât și de mine și ies chiar dacă le spălăm, dar ideea e să nu le frecăm. O să vedeți și la sfârșit rezultatul. Acum e incubatorul nou. Sper să am rezultate bune. Ei bine, eu le notez. Pun S de la Sebi, așa mă nume, și aici am pus un D. De S și D. Ca să văd dacă incubatorul își face treaba, da? Îl urmăresc. Și le punem cu vârful în jos. Da? Fiecare ou îl punem cu vârful în jos. Uitați, am aici unul ciocnit, pe cele ciocnite, crăpate, fisurate, nu le punem. Da, ok. Am pus și acest termometru, după cum vedeți. Stați că asta am zis că nu-l pun. Am pus și acest termometru de cameră ca să verificăm temperatura exactă din interior, să nu ne bazăm doar pe cel de pe capac. După cum vedeți, am scos din priză, însă acest afișor, acest afișaj electronic încă arată temperatura și umiditatea. De ce? Pentru că el are aici baterii separate. Iar temperatura o putem regla și de aici, da? Termostatul este aici, dacă se vede un orificiu, da? O gaură și acolo un butonel și cu o șurubelniță mică putem suci de el stânga sau dreapta. Da? Și avem temperatura, o putem crește sau scădea temperatura în funcție de ce temperatură avem în interior. Ei bine, temperatura din ce am probat eu până acum e bine să fie între 30 și 5 și 38,5 grade, da? Iar umiditatea, aici depinde la umiditate, umiditatea trebuie să fie la ouăle de găină la undeva la 60-65 la început, la începutul incubației. Iar spre sfârșit, adică în ultimele 3 zile când nu se întorc ouăle, ultimele 3 zile nu se întorc ouăle, iar primele 3 zile la fel nu se întorc ouăle, trebuie să fie umiditatea mai mare, undeva la 75%, da? Iar la ouăle de rață, 75% pe tot parcursul incubării până în ultimele 3 zile, iar după aceea creștem umiditatea. De asemenea, este bine să nu amestecăm ouăle de la specii diferite de păsări, pentru că au cerințe diferite de incubare. Se pare că am terminat de pus ouăle, dar mai mi-a rămas câteva spații. Dimineața când voi lua ouăle de la rațe, o să le pun și pe acele aici, nu o să fie nicio problemă. Acum putem pune capacul peste incubator, da? Normal se spune că trebuie ținut undeva la 50 de centimetri față de sol. Eu le-am pus și jos, pe celălalt l-am jos pus, dar să fie ceva, o pătură, ceva care izolează subtil, da? Să nu fie pe ceva rece. Este foarte bine, da? Deținu minte acest aspect pentru că ajută. Acum putem să îl băgăm în priză, dar mai trebuie să punem apă. Avem apă aici. Și pentru rațe avem nevoie să punem în alveola mare și să o umplem. Punem aici. Da, trebuie să fim atenți să nu treacă de
această limită, să nu se ducă în cealaltă alveolă, și deja putem să băgăm incubatorul în priză, iar incubatorul ne va face toată treaba de acum încolo, da? O să întoarcă ouăle singur, doar o să completez cu apă aici, da? De acum încolo asta va fi grija mea, o să completez cu apă în continuare, timp de 28 de zile la rață. Dar uitați că am și băgat în priză. În primele 3 zile nu băgăm în priză motorașul de la întoarcerea automată, pentru că primele 3 zile nu întoarcem ouăle. Nici ultimele 3 zile nu întoarcem ouăle. Deci scoatem motorașul din priză. De ce nu întoarcem ouăle? Pentru că în ultimele 3 zile puișorii își iau poziția de ecluzare, iar dacă îi miști, nu va fi bine pentru ei, da? Au o poziție anume în care trebuie să iasă, dar se poziționează și nu trebuie să-i mișcăm în ziua respectivă. Iar pe de altă parte ar fi bine să știm și de ce întoarcem ouăle. Întoarcem ouăle pentru a uniformiza temperatura pe suprafața oului și ca embrionul să nu se lipească de membrana oului. Dragi gospodar, cam acesta a fost videoclipul. Sper că am punctat toate aspectele importante în procesul de incubare. Dacă nu, îmi puteți lăsa în comentarii. S-ar putea să fi omis ceva pentru că sunt foarte multe informații, da? Care țin de incubare, dar în mare, sau să zic punctele principale și cele mai importante, sper că le-am punctat. O să vă arăt și celălalt incubator, care este deja pus la incubat, celălalt de la puișor, să vedeți cum arată. Iar pe parcurs voi veni cu noutăți. La ziua 8 voi verifica oul dacă are embrion, da? Dacă este fertil și dacă a dezvoltat acolo un embrion. Și vom vedea cum arată și cum putem face să vedem acest lucru. Așa că rămâneți aproape. Deci cam așa arată și cel de la puișor, o variantă simplă, fără afișaj electronic. El este setat din fabrică, merge foarte bine. Deci, tot așa cu capacul transparent, am fost mulțumit de el.